e podcastul lui Fințescu. Lui Fințescu. Podcast răsărit, în general despre industria muzicală, dar și despre alte subiecte arzătoare. Podcast în general înregistrat în mașină în timp ce conduc, așa că scuzați înjurăturile, iritarea din voce care s-ar putea să fie provenită nu numai din viață, dar și de pe asfalt. Salut și bine v-am găsit la podcastul lui Fințescu. Suntem la penultimul episod din luna octombrie și așa cum v-am obișnuit în acest penultim episod, nu mai vorbesc singur ca televizorul, ci am un invitat. Sunt într-unul dintre cele mai importante locuri din industria muzicală din România de niște ani de zile. Sunt la sediul Roton și stau de vorbă cu Cătălin Muraru. Cătălin, bine ai venit în podcast și îți mulțumesc foarte mult că ai răspuns invitației mele. Da, o să răspund. Mulțumesc frumos pentru invitație. Chiar am urmărit podcasturile tale, Dan, și sunt pline de conținut. Mă bucur să mă număr printre cei relevanți aleși de tine. Păi, știi cum e, n-ai cum să nu fii relevant în momentul în care tu conduci una dintre cele mai mari, mai vechi și mai de succes case de discuri din România și acum că zici că ai ascultat, o să trec repede în revistă formatul interviului ca să știe și cei care vin pentru prima dată pe podcastul ăsta despre ce e vorba. Accentul pe care îl pun eu este pe învățare și cred că fiecare dintre noi are de învățat de la ceilalți și tocmai de-aia discuția asta este întotdeauna un periplu, un trip prin viața profesională a invitatului. O luăm cu începutul, cum ai intrat tu în industria muzicală și de ce, dacă îți mai aduci aminte sau dacă a existat vreun motiv, că mulți dintre noi au intrat din greșeală la un moment dat la vremurile alea, și ne oprim oriunde crezi tu sau găsesc eu un învățământ de tras pentru oamenii care ne ascultă și care și-ar dori, nu știu ce au în cap, dar să-ți dorești în perioada asta să faci parte din industria muzicală, înseamnă că ești visător tare. Dar hai să fim optimiști și să sperăm că perioada asta va trece și o să ne bucurăm de normalitate cât mai curând. Da, mi-aduc aminte cu mare plăcere de fiecare dată de câte ori sunt întrebat. Chiar e o afacere născută din pasiune, fără nici cea mai mică rezervă. Mi-aduc aminte cu mare plăcere când pe la vârsta adolescenței, cu alte cuvinte, am intrat în industria muzicală înainte ca ea să existe. Pentru că la vremea adolescenței eram înainte de câțiva ani înainte de 89 și chiar în apropierea locului unde stăteam, în Iași, era un studio de înregistrări în accepțiunea veche, în sensul în care veneai cu o listă de un tracklist de compilație la vremea aia, ulterior aflam că se va numi așa, și plecai la vreo două zile după, deci lăsai lista acolo și la vreo două zile veneai și îți luai caseta înregistrată pe partea A cu muzica pe care ți-o doreai, pe partea B cu muzica cealaltă și așa mai departe. Da, sau cu banda de magnetofon. Deci încă funcționau benzile de magnetofon. La vremea aia, banda de magnetofon era master, de fapt. Da. Bun, vorbim de anul 84, 83, 80. Ok, deci 83, 84, vorbim despre un studio care... Mai de mult, 80, 80, da. Ok, oricum, era capitalistă, ca să zic da, așa. Da, da. Și atunci vorbim despre un studio de înregistrări care era propriu-zis o afacere ilicită în momentul ăla. Nu, cred că era chiar sub semnul unei cooperative. Nu era deloc ilicită. Era, okay. Plăteai chitanță, statul era proprietar acolo și era un administratorul acestui butic, dacă vrei, era o prietenă de-a noastră care era salariată la... Și muzica, presupun că exista un depozit de muzică, să-l numesc așa, ea era exclusiv românească, aveați muzică nu, străină? Nu, erau surse, la ora aceea erau surse private, pentru că nu era nicăieri o sursă oficială de muzică actuală, dar muzica era oarecum actuală, adică pe bază de prieteni care veneau din străinătate și îi mai aduceau tot felul de viniluri care erau transpuse pe bandă și ulterior
pe materialul clientului. Bine, afacerea asta legală era de fapt o oglindire a traseului pe care l-avea muzica din totdeauna. Muzica și filmele așa circulau înainte de 89, într-adevăr. Aviatorii, marinarii, cei care aveau plecări mai dese, aduceau întotdeauna cu ei muzică și filme. Exact. După care începea un întreg proces de copiere și răscopiere și ajungeau la toată lumea, că altfel efectiv nu se putea în vremurile alea. Bun, și tu la studio ăsta ce făceai? Căscam gura. Deci mi se părea foarte interesant că eram în miezul trebii acolo, adică eram aproape de locul unde nu făceam niciun efort și ascultam muzica actuală. Era foarte interesant, da. Deci, practic, ăla a fost momentul în care cultura ta generală de viitor e dar începea să se formeze. Foarte pretențios spus pentru vremea aia. Tu nu știai încă ce făceai, da? Făceai. Da, probabil, mă pregăteam, fără să-mi dau seama. Ok, și perioada asta a durat cât? Că e o fascinație, acolo era muzică, erau butoane, veneau mulți oameni, erau conesori între ale muzicii, încă în fiecare oraș sunt niște conesori. Da. A nu se înțelege greșit. Nu veneau doar cei care... Erau și compilații presetate într-un catalog, dar era lume care venea cu lista pe baza unor preferințe, de foarte multe ori extrem de nișate. Și aveau răspuns. Bun, și a durat cât pe etapa asta a vieții tale? 2-3 ani, cred că. Ok. Da. Și următoarea etapă care a fost? În momentul ăla probabil că te-ai inoculat cu microbul industriei muzicale. Mă rog, nu e cel mai fericit joc de cuvinte în perioada asta, dar în momentul ăla probabil că te-ai îmbolnăvit de muzică. Da. Era, adică a intrat în, așa cum ai zis, era, ne-am virusat fără să ne dăm seama. Era tot cercul nostru de prieteni, era în jurul acestui studio. Și noi absorbeam de fiecare dată când mai primeam un vinil, când mai primea tot timpul, absorbeam noutățile, fără să măcar să punem vreun pic, vreo secundă, preț pe treaba asta ca fiind o investiție în viitor sau nimic, absolut nimic. Era doar o preferință. O pasiune. Se năștea o pasiune, da. Bun. Și următoarea etapă, care a fost? Că ai stat acolo, probabil că ai cunoscut foarte multă lume, în primul rând, da, stând pe acolo, și v-ați format o gașcă de oameni. Când spui neam, erau prietenii tăi, dar era și fratele tău, Dan? Da, și Bogdan, care e al treilea fondator, și Eduard Edi, care era al patrulea, nu în ordinea asta, că eram toți ca frații. Între timp, Edi s-a pierdut și am rămas... trei cei care suntem și astăzi. Bun, și anii treceau, adolescența se transforma ușor în maturitate, suntem în... A venit Revoluția. Așa. După 90, când trebuia toți să facem toate afacerile pământului, și în cele din urmă am început să importăm casete audio, care pe vremea aia au luat o viteză pe care nu o văzusem. Și după care, în anul 94, am înființat Roton. În același an participam la Midem, la Cannes, care era probabil că la o ediție destul de... Incipientă, nu era foarte... Și Midem-ul era foarte tânăr la vremea aia. Nu știu, nu mă întreba, că nu mi-aduc aminte cum am dat peste el, că online-ul la ora aia era nu pustiu. Exista. Da? Da, stai un pic, până la Midem, aș vrea să te întrerup, pentru că tu ai fondat o casă de discuri în 1994, un business care se bazează în principal pe veniturile provenite din drepturile de autor, drepturile conexe dreptului de autor, în condițiile în care în România, la momentul respectiv, nu exista o lege a dreptului de autor bine definită, ea apărând abia în 1996. Exact. Și asta pare ca idee un business destul de riscant în momentul în care l-ai fondat. Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, legată de etapa casetelor, este importul acestor casete. Practic, voi erați importatorul oficial, adică voi dădeați mai departe către magazine, benzinării și diversi oameni care vindeau casetele astea. Sunt curios unde vă poziționați ca business în, cum să zic, în lanțul trofic. Practic, de la producătorul din de unde era el, Polonia, Cehia, Turcia, de unde l-aducea? Germania. Voi erați cei care aduceau pentru toată România un anumit brand de casete? La un moment dat, da. La început, bineînțeles că distribuiam local.
și afacerea era în Iași. Dar după aceea, într-adevăr, distribuția a căpătat amploare, s-a dus către regiune și apoi național. Într-adevăr. Și așa se desfășura. Deci noi importam cantitatea respectivă și după care o distribuiam la mici, mari magazine care vindeau doar sau și altele pe lângă muzică. Și atunci business-ul ăsta a devenit profitabil, presupun, că ca să ai o rețea națională de distribuție, asta implică niște investiții, voi erați tineri, probabil că ați învățat din mers ce înseamnă să creezi o rețea de distribuție. Încerc să setez contextul ăsta pentru că dacă vorbim și intrăm în detaliile astea, cumva să fondezi o casă de discuri părea the next step. Bine, în primă fază n-a fost o casă de discuri, în primă fază a fost doar o activitate de comerț specializată. Deci nu am distribuit casete printre altele. Erau doar casete la vremea aceea. Și asta ne-a ajutat mult pentru că am reușit să ne adresăm și să lucrăm cât se poate de specializat. Apropo de faptul că legea a venit în 96, era inerentă. Apariția unei legi moderne, europene, era cât se poate de inevitabilă, o știam. Adică trebuia să se întâmple. Legea din, pentru că urmăream și celelalte țări către care aveau o experiență mai mare sau foarte apropiată, cum e Polonia, ai menționat mai devreme. În afară de asta, legea dreptului de autor exista într-o formă anume. Era, mă rog, foarte veche și cu necesități multe de precizat acolo, dar ele s-au clarificat în 96. Bun, și un pas, aveai rețeaua de distribuție și atunci automat apare ca decizie de business, băi, stai un pic, de ce să nu găsesc eu artiștii care să producă acest conținut? Eu rețeaua de distribuție o am deja, de ce doar să nu import? De ce să nu și fabric? Evident, din punct de vedere business, profitul este mult mai mare în momentul în care tu ești cel care fabrică un produs. E specializarea mai profundă în momentul ăla, sigur că da, și te poți extinde în continuare mai adânc în business-ul pe care l-ai ales. Da, așa e. Voi erați în continuare în Iași. Când a venit... Nu mai eram în 94, eram deja în București. Ok. Adică 93, cred că căutam deja o locație pe care chiar pe finalul anului 93 cred că am închiriat-o. Adică nu greșesc dacă zic Q3-93. Ok. Decizia de a vă muta în București era pentru că aici aveați majoritatea punctelor de desfacere? Nu. Nu. Simțeam că trebuie să adăugăm repertoriul local. Ok. Și la ora aceea locația era mult mai importantă decât astăzi. Și atunci era clar că trebuia să avem un birou, să putem opera din București repertoriul local. Bun. Și suntem în 1994, apare Roton ca business secundar la distribuție în momentul ăla, casă de discuri. Ok, îți faci o casă de discuri și după aia, că știi cum e, în 93-94 în România, casă de discuri era, presupun, în afară, exista Electric Record, evident. Da, da. Și a existat dintotdeauna, dar lumea nu înțelegea ce e aia, cu ce se mănâncă, la ce mă ajută. Ei, noi eram foarte curioși la vremea aia și tot săpam în culisele industriei muzicale internaționale și tot găseam tot felul de lucruri care, într-un mod revoluționar, pot fi aplicate și aici, la noi. N-a fost nimic inventat de noi. Totul a fost adoptat cu curaj din modelele de lucru internaționale. Primul contract pe care l-am semnat cu un artist român a fost cu doamna Sofia Vicoveanca. E clar și ne-am bucurat să o avem prezentă și la aniversarea 25 de ani de anul trecut, când am avut un eveniment frumos și chiar ea a deschis seara ca și invitat surpriză. N-a fost anunțată, tot un întuneric și a apărut Sofia Vicoveanca și a fost un moment wow, da. Cred și eu, mai ales că Sofia Vicoveanca reprezintă un nume pe care îl știe absolut oricine din țara asta. Adică voi când ați semnat primul contract, ați semnat cu o mare vedetă. Da, mă gândesc și
cum o fi lămurit-o la vremea aceea. Voiam să te întreb chestia asta. Nu știu. Vă știați dinainte? Nu, am avut îndrăzneala să-i propunem la vremea aceea, având în vedere că aveam o rețea de distribuție națională și simțeam că puteam să facem mai mult cu prezența materialului discografic în piață. Și am fost și am avut o discuție cu dumneavoastră și a fost extrem de deschisă. Asta ne-a și surprins la ora aceea, pentru că n-a fost deloc greu să o lămurim. I-am explicat cum stau lucrurile și cum credem noi că ar trebui să stea și a fost extrem de deschisă și uite că și la ora asta, astăzi am închis telefonul cu ea pentru albumul pe care urmează să-l lansăm până la finalul anului. Adică e ceva magic, într-adevăr, e de apreciat și i-am și spus de fiecare dată de câte ori avem ocazia să stăm de vorbă mai mult că apreciez și o să apreciez pentru mult timp de acum încolo, pentru totdeauna, modul deschis în care a văzut lucrurile în relația cu niște tineri care abia se apucau de o treabă și ea și-a lăsat un material discografic cu încredere în mâinile lor. Da, e mare lucru, e o performanță din cam orice punct de vedere ai privi-o. Faptul că aveți o relație de 25 de ani care, iată, rezistă și care cu siguranță a trecut prin multe suișuri și coborâșuri. Faptul că doi tineri care la vremea aia de-abia învățau un business care în țara în care ei îl începeau nu prea exista, au convins-o pe ea. Asta voiam să te întreb, dacă îți mai aduci aminte cum a decurs discuția, pentru că eu înțeleg ce-mi spui și asta pentru că suntem amândoi cam de aceeași parte a baricadei, doar că problema atunci când înfățișezi un business plan sau o strategie unui artist e că n-ai de unde să știi ce va înțelege omul ăla și ce pregătire are el din punctul de vedere al culturii de business, astfel încât să înțeleagă ce îi spui. Nu, a fost... mi-aduc aminte câte ceva din discuția aceea. A pus niște întrebări foarte aplicate și cred că, repet, cu o bună doză de curaj a avut încredere și a mers mai departe. Și uite că, repet, faptul că lucrurile au continuat atât de mulți ani, e clar că nu s-a înșelat. Adică a făcut alegerea corectă. Da, asta e cea mai bună dovadă. Când o relație funcționează, e 25 de ani, e clar că lucrurile funcționează, că n-au cum altfel. Și imediat după aceea, țin minte că am avut o experiență extrem de fericită cu Școala Vedetelor. Nu știu dacă mai reții experiența. Proiectul lui Titus Munteanu a fost de disc de platină. Adică, ce însemna disc de platină în momentul ăla în România? Mai ții minte, sau mai ții minte ce tiraj ați avut la primul album pe care Roton l-a scos cu Sofia Vicoveanca și cât s-a vândut? Sunt curios ca ordin de mărime, pentru că în momentul ăla nu, efectiv n-aveai altă sursă de a asculta muzică. Câteva mii de copii? Da. Nu, n-aș putea să spun exact cantitatea la ora asta, dar au fost câteva mii de copii. Dar știu sigur că am implementat și CD-ul cu mult curaj înainte de a avea un tiraj interesant. Asta era următoarea mea întrebare. În momentul în care voi aveați conținut local de produs, nu exista în România posibilitatea de a produce nimic, nici caseta, nici coperta, nimic. Cu cine lucrați? Tipografia era, dar de manufacturat, manufacturam în Cehia, cred, dacă mi-aduc bine aminte, inițial, da. Și casete și CD-uri. Și mai manufacturam casetă în Polonia, ulterior am început să o manufacturăm aici și la câțiva ani buni după am achiziționat și propria fabrică de CD. Bun, și spuneai că tipografia era aici, deci practic cum făceați coperta, o trimiteați în Cehia, ăia ambalau tot și vă trimiteau produsul sau aici? Da, erau și, făceam și așa sau trimiteam la ora aceea filmele, pentru că era foarte greu, foarte complicat să trimiți altfel decât fizic la ora aia. Trebuia să trimiți ceva, o matriță, o ceva.
trebuia să ai de trimis material. Nu mergea mail-ul, nu e nice. Nu prea. Corect. Da. Bun. Și ai spus Sofia Vicoveanca, ai spus Școala Vedetelor, astea au fost primele contracte semnate la Roton. Acum, voi erați încă 4 parteneri în momentul ăla în firmă? Da. Bun. Cum s-au împărțit atribuțiile? Că și ăsta e un lucru destul de important. Eu am fost primul care s-a mutat în București, eram și cel mai tânăr și cel mai mobil din punct de vedere familial. Eram singurul care n-avea copii la ora aceea și atunci am luat drumul, mi-am luat desaga și drumul. Și ulterior a făcut pasul și frate-miu la câțiva ani și Bogdan. Între timp, da, mi-aduc aminte tot timpul cu regret că la un moment dat l-am pierdut pe Eddie. Da. Ne întoarcem. Deci, tu erai în București, practic pe tine a picat responsabilitatea ridicării casei de discuri fiind aici. Tu trebuia să menții relația. Aici erau artiștii, presupun, da, cu care stăteați de vorbă. Dar nu pot să zic că mi-a fost mai greu mie decât lor, pentru că chiar și când îmi era greu mie sau aveam subiecte mai complicate de rezolvat, găseam o cale de comunicare, pentru că eram online pe telefonul convențional. Fix. Da, da. Și mobil pe vremea aia deja, probabil. Da, da, da. Mobil era un Dencol, dacă mi-aduc bine aminte, care era cât o cărămidă. Dar pentru că era foarte greu să-ți instalezi un telefon în București la ora aceea, era o variantă scumpă, dar practică și rapidă. Chiar în 94, cred. Da, așa este, se stătea ani de zile ca să-ți instalezi un telefon în București, mai ales în anii ăia. Acum, suntem în continuare în 1994, așadar începuseră să produceți niște albume pentru niște artiști locali. Mai ții minte cum arătau contractele pe care le semnați în momentul ăla și cât de diferit e contractul pe care Roton îl oferă unui artist în 2020 față de ce contract pe care îl oferea? Foarte diferit. Foarte diferit, pentru că la vremea aceea, adică e atât de diferit pe cât s-a modificat și industria și modul de consum al muzicii. Gândește-te că atunci vorbeam doar de suport fizic. Casetă audio și compact disc. Iar la ora aia chiar a fost necesar la un moment dat să și modernizăm sau să facem acte adiționale la contractele vechi, pentru că nu prevedeau utilizările de astăzi. O parte din ele prevedeau prin sintagma sau sub orice altă formă ar exista înregistrarea, o parte din ele nu prevedeau asta și atunci a trebuit să revenim asupra lor ca să putem să punem la dispoziție back catalogul în magazinele digitale. Da, diferă mult, pentru că la ora asta sunt utilizările atât de diverse, iar la ora aceea era vorba doar de produs fizic. 95 cred că am lansat Compact, care e următoarea producție importantă, cred, așa cronologic vorbind. Da. Bun, dar voi în momentul ăla nu vedeați dincolo de ideea de eu produc un artist, vând produsul lui fizic și din aceste venituri susțin, clădesc un business în timp ce le împart evident cu artistul cu care lucrez. Dar, și aici mă refer la tot ce însemna management de artist, tot ce înseamnă booking, tot ce înseamnă PR. Astea toate sunt activități pe care în momentul în care noi am început să colaborăm prin 2011-12 cred că era, Roton le oferea deja, adică le oferea de mult. Dar asta sunt curios, cum l-ai descoperit? Că astea sunt surse adiționale de venit care se adaugă efectiv banilor pe care îi câștigi din vânzarea de produs fizic. Da, adică în jurul unui artist sau unui autor trebuie să ai posibilitatea să oferi toate serviciile care țin de fapt de dezvoltarea carierei. Și atunci ori de-a lungul anilor, aceste servicii erau asigurate fie de management, fie de noi, într-o oarecare măsură, în completarea atribuțiilor managementului. Și într-adevăr, la un moment dat,
s-au adăugat venituri din... Au devenit importante veniturile din concerte, după aceea veniturile din publicitate și așa mai departe. Și ele, pe măsură ce câștigau în consistență, punând și noi umărul la acțiunile astea, bineînțeles că deveneau un centru de profit interesant pentru toată lumea, autori, interpreți și așa mai departe. Bun, ai spus compact. Compact când s-a întâmplat? 95. Dar în timpul ăsta voi mai semnați, presupun, o mulțime de alți artiști? Da, sau? Da. Adică mai erau albume care erau în pregătire. În general, uite, vezi, când mă gândesc, mă întreb 94-95, nu era o piață de single. România n-a fost niciodată o piață de single. Tot timpul, dacă ai sesizat, când m-ai întrebat ce lansări ați mai avut, n-am pomenit decât albume. La vremea aceea, când te pregăteai să lansezi ceva, era implicit că te pregăteai, lucrai la un album. Ok. Deci consumul era dirijat și de obișnuințele artistului, ale autorilor, de a pregăti un album. Și noi vorbim acum de o etapă în care cei mai mari artiști ai României erau toți pre-89. Da. Adică nu apăruseră încă, nu știu, 3 Sud-Est, Genius, Valahia. Așa e, încă nu. Încă nu. Și atunci suntem în etapa asta și întrebarea mea este cum promovai? Că n-aveai televiziune muzicală, radiourile comerciale din România nu difuzau muzică românească decât foarte puțină. Ce... Era Contact. Și Fan. Dacă... Și Fan, da. Dacă nu mă înșel, cred că mai era Nova 22. Ce radiouri mai erau pe vremea aia în București, cel puțin? Uniplus când a apărut. Uniplus a devenit, s-a schimbat, s-au certat, a fost Fan Radio, după care, de fapt, a fost Unifan, după aia a devenit Fan Radio, s-au certat și la un moment dat împărțeau emisia, după care s-a despărțit și a devenit Uniplus, care după aia s-a transformat în, a fuzionat cu Contact. E o întreagă istorie a radiourilor și uite... Bine, vorbim de vremea când era foarte... Era moștenirea anilor dinainte de 89, când era o comunicare prin Radio România foarte mult, TVR, lansările aveau loc la magazinul Muzica, lansările de albume, deci nu cred că erau prea multe locuri. Două să fi fost? Nu. Unu, magazinul Muzica, dacă lansai un album în 94, nu. Lansarea la Școala Vedetelor și Compact, cred că au fost la magazinul Muzica. Și culmea este că foarte multă vreme magazinul Muzica a rămas locul în care se lansau albumele, pentru că ții minte că eu la prima TV, la matinal, am început să lucrez din anul 2000, iar în anul 2000 în continuare se făceau lansări de album la magazinul Muzica. Da. De asta zic că lucrurile nu s-au mișcat deloc repede, adică tranziția de la genul de industrie muzicală pre-89 la cel capitalist a avut loc destul de încet. Da, era o inerție mare la vremea aia. Exact. Până în 2000, da, probabil. Se vorbea și despre videoclipuri deja sau artiștii lansau albume și nu se gândeau să-și facă videoclip? Videoclipul și-a câștigat importanța în mainstream în momentul în care a apărut Atomic TV. N-aș putea să localizez exact momentul, dar... Cred că sunt anii... sfârșit de anii 90, cred. Înainte de 2000, cred. Da, dar nu cu mult. Nu, pe acolo. Da. Altfel, videoclipurile erau cele pe care le vedeai în TVR. Și care nu merita, adică de multe ori erau filmări decupate dintr-o emisiune și așa se dădea piesa, sau erau eternele filmări de pe o câmpie sau de pe într-o livadă sau clipurile făcute de TVR pentru uz propriu, cum ar veni. Da, exact. Clipul nu reprezenta o investiție nici din partea artistului, nici din partea casei de discuri, fiind irelevant, n-aveai ce să faci cu el. Asta... Corect. Bun. Și din punct de vedere al evenimentelor, al concertelor, vă implicați în partea asta de carieră la momentul respectiv? Nu, la început nu, pentru că la ora aceea făceam doar demersurile pentru evenimente promoționale. Cu alte cuvinte, tot ce ținea de promovarea albumului, care nu însemna neapărat doar București. Tot timpul
eram foarte legați de programul de concerte al artistului, în ideea în care mai adăugam o lansare la Brașov sau la Cerbul de Aur, era foarte important atunci. Mamaia? Mamaia, da, da, da. Erau lucruri multe de făcut în jurul evenimentelor mari, care de altfel nu erau deloc multe. Erau și astea păstrate tot dinainte de 89. Da, o parte, cum a fost Cerbul de Aur, reînviat cumva, că el imediat înainte de Revoluție nu mai existase. Dar... ok, și să trecem mai repejor peste perioada asta, să ne îndreptăm... mai ții minte care a fost primul artist post-89 pe care l-ați semnat? Nu știu cum ai putea să-i zici lui Mircea Rusu post-89, dar țin minte că un succes mare l-am avut atunci cu albumele Chef în Grozăvești. Mircea... Omul bun și pomul cop. Da, Mircea Rusu, care, dacă nu mă înșel, era din band, nu? Și el era, da, Mircea Rusu band. Ulterior, da, da. Ulterior, așa s-a înființat formația Mircea Rusu band, care de fapt nu avea legătură cu termenul de band, nu, și cu localitatea din care era el. Exact. Și acum tot acolo stă. Da. Îmi imaginez. Da. Bun, și odată cu anii ăștia, deja 96-97, cred că începuseră să apară tineri, da, începuse ca mainstream-ul să se despartă cumva de ce însemnase mainstream până în 89. Ceea ce se pregătea să devină piesă pentru CHR, exact, la vremea aceea, da? Cred că putem vorbi de Capital, dacă mai ții tu minte. Cum să nu? Accent, care rezistă și astăzi. Accent cred că au fost mai târziu, vorbim totuși de... Accent au fost în 2000 sau 2001. 2001 cred că au apărut. Da, da, da. Ți-am promis. Dar ce mă gândeam eu era, între timp apăruse Atomic, între timp apăruseră o mulțime de emisiuni și la televiziunile generaliste care aveau drept subiect videoclipul, deci începuse să conteze. Da, 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 era un vehicul bun promoțional videoclipul deja. Exact. Și odată cu videoclipurile a apărut o nouă piață de desfacere, pentru că artiștii ăștia erau invitați să vorbească la televiziune, lumea îi cunoștea și practic au putut să devină ușurel vedete, idoli. Da, da, da. Și evenimentele au început să câștige în diversitate. Țin minte în 2001, dacă mi-ai adus aminte de Accent, în 2001 am făcut un eveniment în regie. Nu era încă foarte populară lansarea în locații comerciale. În 2001, țin minte ca și acum, că Accent au venit într-un trabant și când au intrat în locație a fost așa o rupere de nori. Niciunul dintre ei sau noi nu ne așteptam la așa o reacție, adică era... Locația fiind o discotecă din regie. Din regie, da. Mai da. Ții minte care? Mai există? De fapt, nu cred că mai există niciuna din alea. Max Dumars, probabil că sunt... Da, dar nu era asta, era Blue Night. Ah, Blue Night, da. Da? 3 cred că a fost asta. Da, 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 da. Da, Blue Night, cum să nu? Da. Ce tare! ok. Și între timp, voi, în ce an ați devenit reprezentantul unei case de discuri majore de afară în România? Asta spuneam, în 94 am fost la Midem, da, deci foarte, foarte înaintea vremurilor, și cred că în 95 am semnat primul contract de licențiere cu Toco International, care ne dădea posibilitatea de a lucra cu artiști ca Wakefield, DJ Bobo, deci din dance-ul european. Eurodance. Da, în majoritate, da. Ca atare, 97 l-am avut pe DJ Bobo în deschidere la Michael Jackson, dacă nu mă înșel. Da, la al doilea, că la primul a fost Snap. Da, exact.
Pentru noi era o validare foarte importantă la ora aceea. Ne deschidea noi posibilități de a putea reprezenta muzica internațională în România și chiar de atunci încercam să-i lămurim pe Toco să preia și ei ceva din materialurile noastre. Adică... Încercați să exportați. Da. Cred că ăla a fost primul moment în care ni s-a înfiripat în minte că am putea să exportăm și noi ceva. Nici noi nu știam ce, dar știam că trebuie să fie ceva special, care să aibă și ceva tradițional, să aibă ceva din filonul local, nu neapărat tradițional, adică folclor, dar ceva specific pentru România, pentru că, sau pentru Balcani, pentru că ne era clar că nu prea putem să câștigăm atenție făcând piese similare cu... Nu eram credibil ca sursă încă. Normal, și asta era din foarte multe puncte de vedere. Nu aveam mijloacele tehnice pe care le aveau cei cu care ați fi intrat în concurență, nu le aveam în țară în momentul ăla, nu exista know-how, nu exista experiența propriu-zisă a oamenilor care produceau muzică de genul ăsta. Dacă e să asculți negativele pieselor dance românești din anii ăia, îți dai seama că sunt puerile și e normal să fie așa. Da, adică producția încă era... mai avea multe de făcut ca să devină competitivă la nivel internațional. Bun, dar pe de altă parte, în secunda în care voi ați devenit reprezentantul Toco, de fapt aici voiam să ajung, există, și Anca Lupeș a descris foarte mișto meciul ăsta între casele de discuri, ea fiind niște ani. Da, ea cu o bună experiență din interiorul casei de discuri și din exterior, dar adică mereu în industrie. Și începuse deja râca între radiouri și casele de discuri, să zicem o relație de love-hate, în care într-o primă instanță casele de discuri au deținut asul, și mi-aduc aminte perfect că lucram eu la matinal și când veneau, de exemplu, de la casa de discuri cu casetele beta pe care erau clipurile, era eternul șantaj în care casa de discuri zicea: îți dau artistul străin pe care mi l-ai cerut, dar te rog să ai și în vedere și artistul ăsta român. Da, dar nu era un șantaj, era un lobby, dacă vrei. Adică... Mă rog, din punctul tău de vedere era lobby, de foarte multe ori playlist managerul sau producătorul emisiunii se simțea constrâns. Nu, niciodată. Eu nu rețin ca vreodată să fi pus problema care să fi putut fi interpretată ca vreun șantaj. Nu, deci chiar cred că relația era una de convingere a radioului sau a televiziunii că ai un material care îi folosește. Dar, pe de altă parte, reticența radioului în momentul respectiv era destul de mare și a televiziunii, pentru că nu exista precedent. Da, era foarte mare și pentru faptul că, ca întotdeauna, a fost mai mult material propus decât preluat. Acum sunt tone de material propus la fiecare de kilogram, dacă accepti metafora, de material difuzat. Da, sunt foarte adevărată. Săptămâni de material la fiecare minut de difuzare radio. Exact, și proporția asta la anii la care facem noi referire acum era mult mai mică. Da. Acum e clar, presiunea e mult mai mare pentru noi, pentru autori, pentru interpreți, ca să produci ceva competitiv, pentru că e de ales din mult mai mult material decât acum 30 de ani. Exact, și la în căsuțele de mail ale playlist managerilor apar e mult mai multă muzică și din afară și din România. Cu atât mai mult în ziua de azi, cu cât, dacă vorbim de absența concertelor, pe care trebuie să o acceptăm pentru încă o bună perioadă de timp, acum preocuparea tuturor este către content, către muzică, către producții, către piese, ceea ce înseamnă că în scurt timp, încă nu se resimte, dar în scurt timp va veni un tsunami de content și alegerea va fi, sau competiția va fi, cu atât mai acerbă. Exact. Și dacă tot, pentru că ne-am întins și mă așteptam la chestia asta, n-aș vrea totuși să facem din interviul ăsta un foileton, aș vrea să ca oamenii să ne asculte
cum să zic, cu atenție, să nu le facem atenția praf. O să mai dăm pe repede înainte o bucată de timp. Suntem în anii 2000, a apărut internetul și voiam să te întreb dacă în România apariția netului a însemnat pentru vânzarea de produs fizic ce a însemnat în alte țări. Adică v-a dat peste cap, v-a rupt pe genunchi sau la noi a fost ca și criza din 2008 a fost, dar n-a prea fost? Nu, pentru... produsul fizic e clar că a fost o lovitură și s-a resimțit în cifre, dacă mi-aduc aminte corect. Nu i-a semnat dispariția, dar a presupus o scădere importantă. Pe de altă parte, a oferit și foarte multe oportunități. Vorbeai de criza din 2008. Noi în criza din 2008 am simțit că, ca și orice criză, vine cu o grămadă de oportunități și le-am luat. Atunci ne-am instalat noi ca, să zicem, cel mai bun exportator de produs local. Atunci a fost, am avut oportunitatea de a lucra cu INA, cu Fly Project, aveam deja state mai vechi cu Accent, lucruri care au căpătat o viteză de dezvoltare mai bună decât înainte de 2008. Și cariera fiecăruia dintre ei a avut de câștigat, pentru că am simțit la atunci momentul că e clar că industria nu se simte bine și ăla e momentul pentru un jucător mic, dinamic, să încerce să fructifice niște oportunități. Bine, un jucător mic comparativ cu mari jucători din Europa. Da. Voi în România erați printre cei mai mari. Da. Deja și, mă rog, de fapt, cam de la început. Apropo de asta, voiam să te întreb de concurență și care e, cum să spun, cum s-a cristalizat? Pentru că știu că UPFR și casele de discuri au făcut parte în industria asta dintre primii oameni care au avut o abordare sănătoasă de business, a ideii, da, suntem concurenți, dar pe de altă parte suntem membri ai aceleiași industrii. Avem nevoie să ne respectăm și avem nevoie să ne unim și voiam să te întreb dacă cum au evoluat lucrurile astea și tu trebuie să știi cel mai bine, de fapt, când a apărut Roton, existau case de discuri în România, nu existau, care au fost concurenții tăi serioși de-a lungul anilor și care a fost relația cu ei? N-a fost dragoste la prima vedere, clar. Am știut să înțelegem concurența de cele mai multe ori, pentru că au fost și tot felul de incidente pe care unele le mai ții minte că au rămas cu un gust foarte amar, altele am trecut peste ele, nu mai știu detalii, dar esența a rămas că UPFR-ul rămâne să gestioneze interesele comune ale industriei și acolo pot să spun că UPFR a fost văzut ca un mediu în care lucrurile ar trebui să se desfășoare cu mai puțină patimă, cu mai multă atenție pe subiectele comune pentru dezvoltarea industriei și cred că UPFR-ul și-a făcut foarte bine treaba până astăzi. Și asta ca datorită acestei înțelegeri a lucrurilor, a subiectelor puse pe masă acolo. Altfel, concurența e motivantă cu toate mizeriile pe care ți le aduce și cu toate provocările, precum și cu oportunitățile pe care ți le oferă. Adică e clar că e absolut necesară. Și în secunda în care Roton a apărut în România, mai ții minte, în afară de Electrecord, mai era cineva? Știu că la ora aia, nu mai știu exact, e vorba probabil că de un an în plus sau în minus, Cat Music era un jucător activ. Mai era o casă de discuri sau mai erau câteva, una sau două case de discuri care acum nu mai sunt. Cred că Vivo era o casă de discuri care a apărut chiar înainte de Roton, după care cred că îi știi, au mai fost Intercont la un moment dat, da. Alma Artex au apărut ulterior, dar cred că odată cu noi sau plus minus un an a fost vorba doar de Cat. Doar de Cat Music. Și între toate casele de discuri care au apărut și dispărut de-a lungul timpului, Roton și Cat Music sunt cele care au avut continuitate în da, business. Da, da, da.
Sunt, din punctul de vedere al oricui întrebi, la nivel național, sunt majorii de pe piață. Că despre Roton și Cat se vorbește ca fiind majori. Da, în terminologia teoretică sau quasi-teoretică din industrie, majori sunt Universal, Sony, Warner. Noi nu ne-am considerat niciodată majori. Da. Noi tot timpul am considerat că suntem, facem parte din categoria indie. Da, și lucrul ăsta l-am descoperit, cum să spun, cu ceva surprindere la MMB, atunci când am stat de vorbă și cu tine și cu Dan, și aș vrea să vă mulțumesc amândurora pe calea asta, pentru că voi dintre jucătorii de mainstream de pe piață sau dintre jucătorii importanți de pe piață sunteți printre primii care au deschis ușa și au sprijinit Mastering the Music Business. Cred că suntem la, mă rog, ar fi trebuit să fie al treilea an în care colaboram. Dar n-a fost să fie anul ăsta. A fost, am văzut că prezența a fost remarcabilă în condițiile astea, adică... Da, mă rog, am făcut ce am putut, dar poziționarea asta a voastră ca indie mi s-a părut, și ai mai spus-o și mai devreme în discuția de azi, ai spus că un jucător mic care se mișcă repede, și cred că mentalitatea asta cumva v-a ajutat foarte mult să nu pierdeți perspectiva lucrurilor, pentru că presupun că de-a lungul timpului, atunci când, nu știu, ai o sumă de artiști, o jumătate dintre artiștii ăia sunt la tine și îți dai seama că reprezinți o entitate destul de importantă într-o piață, e foarte ușor să pierzi perspectiva și să te crezi atot puternic și să începi să-ți fugă pământul de sub picioare. N-am avut niciodată ocazia asta. Da. Acum nici nu o să mai e, că stai liniștit, da. Ai o vârstă, s-a dus riscul. Da, n-am avut niciodată ocazia să consider că suntem atât de importanți că nu se poate lumea lipsi de noi. Dar am căutat mereu alternativa dinamică, rapidă, în ideea în care cred că sunt singurele atribute cu care poți compensa forța majorilor adevărați și cu care nu pot să zic că ești într-o concurență reală, pentru că dimensiunea e net superioară a lor, dar în momentul în care au lăsat un spațiu liber și am realizat treaba asta și l-au lăsat atât în 2008 cât și acum, în 2020, atunci pot să spun că am profitat foarte mult de ambele ocazii. Și am semnat foarte multe contracte, chiar și acum, în 2020, acum mai încrezători în noi, pentru că am avut experiența 2008 și am văzut același scenariu, chiar dacă motivul era diferit. Am semnat foarte multe contracte în prezent pentru Manuel Riva, pentru Sasha Lopez, din nou pentru Fly Project, contracte de licență pe care poate în condiții normale le-am fi semnat mai greu. Bun, hai să ne întoarcem în 2008, pentru că mai am și o întrebare legată de chestia asta. A fost 2008, a adus într-adevăr, 2008, 2009, 2010, a adus o explozie a exportului românesc de muzică. Da. Eram pe val și lumea cumpăra muzică românească, erau teritorii din Europa sau de pe lângă Europa în care artiști români care la noi în țară erau... așa și așa, în țările alea erau zei, erau super vedete și totul s-a terminat dintr-o dată. Ai o explicație? Ce s-a întâmplat? Nu erau artiștii îndeajuns de maturi încât să susțină în mod coerent o carieră mai lungă? Bine, în cele mai multe cazuri s-a terminat brusc. Da, nu, au rămas foarte multe, adică foarte multe, nu atât de multe pe câte au existat, dar s-au cernut multe acturi, mulți artiști și cred că perseverența a contat foarte mult și în ziua de azi au rămas câțiva care încă sunt activi, dintre cei care s-au afirmat în 2008. Dar problema se pune la fel în orice industrie și cu orice ofertă. Nu e doar vina celor care oferă, ci și contează foarte mult nasul celor care licențiază, care cumpără. Pentru că de la un moment dat țin minte că
România era o sursă foarte credibilă pentru muzică, cel puțin în Europa. După care s-a extins și în Asia și am avut reușite și în Australia și în America de Sud. Odată cu asta s-au strecurat și niște producții nu la fel de îngrijite, nu la fel de atent lucrate și zic, nu e numai vina ofertantului, e și responsabilitatea celui care cumpără, care de multe ori nu e la fel de priceput cum ai vrea să fie și cum te-ai bazat pe el și atunci au existat contracte de licențiere și pentru produse de calitate a doua. În momentul ăla e clar că eșecul e la colțul următor și bineînțeles că funcționează și ca un bumerang la nivel de credibilitatea sursei. Adică au fost foarte multe eșecuri, mult mai multe eșecuri decât cele reușite, care s-au întors ca un val negativ. Au mâncat credibilitatea sursei. Peste credibilitatea României ca sursă de producție muzicală cu avânt la ora aia și entuziasmul de import pe la târgurile Amsterdam Dance Event, pe la Ibiza, la AMS, care se organizează anual, se organizau anual, da? Am vedea ce-o fi la anul, că anul ăsta da. E online, da? Au fost reticenți, au devenit reticenți partenerii noștri, inclusiv la produsele cu credibilitate, pentru că, așa cum zic, valul a avut un efect exact, un recul pe care nu l-așteptam. Și așa, în felul ăsta, s-au cernut foarte mult producțiile, acturile, artiștii care au oferit single-uri în Europa și nu numai. Bun, înainte să ne întoarcem la 2020, aș vrea să încheiem cu prezentul, fiind atât de sumbru, îl păstrez pentru sfârșit, știi, vreau să ca cât mai mare parte din discuția asta să fie în trecutul care de acum ne dăm seama cât de mișto a fost cu toate văicărelile noastre inerente din fiecare an, că în fiecare an găsim niște lucruri care să ne amărască, să zici, băi, ce greu e și ce nasol e, nu, stai așa, că până în 2020 a fost bine. Dar aș vrea să vorbesc cu Cătălin Muraru, nu neapărat patron de casă de discuri, ci de tu ocup funcția de endar de când te cunosc eu, de cred că din totdeauna, adică atunci când a apărut funcția de ai avut vreodată alte endar la Roton? Am avut prin 90 și pe Adrian Ștefănescu, care a lucrat la Electrecord o bună bucată de vreme, dar a fost o prezență scurtă la noi. Da, într-adevăr, da, de la început până astăzi îmi place poziția asta și e foarte captivantă încă. Da. Și îți dai seama că în funcția asta, cred că ești unul dintre cei mai vechi endari din România. Ceea ce înseamnă că pe la urechile tale s-a perindat foarte multă muzică, prin fața ta s-au perindat foarte mulți artiști. Da, da. Și am două întrebări legate de asta. Există, dacă e să faci un, nu știu, ca un fel de portret general al artistului, există o evoluție, o involuție? Cum sunt artiștii azi? Cei care vor să devină artiști, cei care vor să se lanseze, cei care visează la succes, față de cei de atunci? Te gândești cum e newcomer-ul din 97 versus newcomer-ul din 2020. Da. E diferit, e foarte diferit, pentru că piața e diferită, pentru că exigențele sunt altele, pentru că oferta este mult mai mare și cred că are o sarcină mult mai grea newcomer-ul din 2020 față de cel din 97. E adevărat, pe undeva e o compensare, pentru că în 97 nici nu aveai toate informațiile și atunci competența era limitată de asta, de a accesa o piață. În 2020 ai toate informațiile, alegerea e mai complicată. Da, dar într-adevăr, e o treabă mult mai grea pentru cineva care își face debutul astăzi față de unul care avea ideea să și-l facă în 90.
Da, și ai spus că există foarte multă informație, așa este, doar că mă interesează să știu cât de dornici sunt cei artiștii newcomer să învețe și latura asta de business a carierei lor. Că de obicei atunci când un artist vine și zice domnule vreau să fiu artist, de foarte multe ori, de exemplu pentru ei, Victoria Supremă este că a semnat contractul cu Roton și el din secunda aia se poate relaxa, adică domnule am semnat contractul, gata, sunt bine, de aici încolo se ocupă cineva. Da, da, e o capcană de fapt, pentru că cred că e foarte important să înțelegi cum funcționează industria chiar dacă ai un contract semnat, adică chiar dacă ai o armată de oameni în jurul tău, e foarte important să știi cum să te raportezi la fiecare dintre ei. Într-adevăr, e foarte bine ca să aduni cât mai multă energie, cât mai multe resurse, cât mai multe forțe în jurul tău, forțe potrivite și compatibile cu talentul și cu ambițiile tale ca artist. Dar e foarte bine să înțelegi, repet, e extrem de important să înțelegi ce face fiecare, după cum important este, și înțeleg asta, să înțelegi artistul ca pe un partener și să-l înțelegi ce poate să facă și cum poate și să intri pe frecvența lui. La fel de important este și de pe scaunul lui să înțeleagă cu cine lucrează, ce se întâmplă, care sunt efectele participării lui în conversația asta, în acțiunea aia, la sesiunea de înregistrări, ce se întâmplă când participă la o campanie promoțională, ce efecte are în munca lui și așa mai departe. Este extrem de important. Cine visează să aibă o carieră de artist fără dureri de cap, e... Mai ales în 2020, adică mai ales în zilele astea când... Da, fără implicare, e fără altă implicare decât cea artistică, e destul de greu să o realizezi. Adică talentul trebuie să fie debordant, dar chiar și ăla nu ar putea funcționa fără efort. Rămânem în sfera asta a newcomerilor. Sunt mai leneși, sunt mai greu de... au mai puțină dorință, pentru că abundența asta de informații, abundența de muzică, cumva staie din elan. Noi nu mai există, cum să zic, încrâncenarea aia, că nu mai există miză, de fapt. Da, da. Pentru cei care nu simt și nu văd miza, cred că succesul e foarte puțin probabil. Da, noi am învățat să prețuim și asta alături de talent și am rămas mereu alături de oamenii care pun umărul la dezvoltare, care înțeleg, chiar stăm mult de vorbă cu fiecare dintre ei și încercăm să ne facem participarea cât se poate de clară. Pentru că, de fapt, nu e altceva decât o relație pe același nivel. Cu alte cuvinte, e un parteneriat cât se poate de clar pentru fiecare dintre noi și e important să știe ce are de oferit și ce are de primit fiecare în parteneriatul ăsta. Bun, hai să ajungem la 2020, un an foarte greu pentru industria complicat, muzicală, da. Pe ansamblu, pentru că oricât de important ar fi streamingul, până la urmă sectorul de live este cel care a susținut industria asta înainte să înceapă să devină streamingul relevant. Da, într-o proporție de 75% prezent și anul ăsta, de fapt, ar fi trebuit să fie. Exact, de 75% din venituri, nu e. Asta înseamnă că automat 75% din venituri nu există. Pe industrie, da. Pe industrie, da. Și voiam să te întreb pe tine, pe tine Roton, ca să zic așa, cât de afectat sunteți, care sunt sfaturile pe care le dai oamenilor din industrie și mai știu că în 2020 voi nu mai sunteți reprezentant Warner și voiam să te întreb care sunt planurile voastre, adică în viitor, că presupun că aveți o strategie legată și de asta. Da. E foarte greu, e mult mai greu pentru artist să poată să facă față provocării astea 2020,
pentru că și noi trebuie să știm asta și să venim în întâmpinarea acestui situații, pentru că au dispărut concertele. Și așa cum ziceam, pe profilul nostru nu e o proiecție 75-25, dar pe industrie este. Și este extrem de complicat să faci față unei asemenea situații. E, noi pentru asta am înțeles că cumva scenariul 2008 se repetă, dar este mult mai agresiv. Și am simțit nevoia să reacționăm tot în fața unei provocări, alocând mai multe resurse, pentru că odată ni se pare un moment cu oportunități multe, pe de altă parte simțim nevoia să comunicăm mai mult decât înainte, pentru că prezența unui artist la concert înseamnă și foarte multă comunicare. A nu se omite că există atât o interacțiune, o energie schimbată pentru care te duceai inclusiv la Woodstock, când nu era vorba de vreun online. Mai mult decât atât, în 2020 ar fi trebuit să fie și în online reflectată într-un fel sau altul. Da, un volum considerabil, care lipsește. Și noi simțim nevoia să comunicăm mai mult, cu mai multe resurse. Noi chiar am făcut angajări, sunt mai mulți oameni în 2020 decât în 2019 în echipa noastră, în ideea de a comunica mai atent și mai bine în jurul artistului. Deci, pe de o parte ne-am asumat faptul că veniturile vor fi mai mici, pe de altă parte am simțit nevoia să creștem costurile. Deci, nu e neapărat un scenariu pe care ți-l programezi, dar trebuie să înțelegi și să reacționezi unei nevoi. Adrian de la Accent îmi povestea, sau l-am auzit spunând la un interviu, bă, nu înțelegeam ce îmi zice ăsta murarul de la Roton, ce îmi zicea Cătălin de export la vremea aia, când vorbea de export, când nici nu era export în România. Noi aveam ideea asta și a fost o ambiție de noastră de la început și probabil că asta ne situează și în poziția de a fructifica foarte multe din încercările la export. E, lucrul ăsta a atras atenția Warner de la începutul colaborării noastre și la fiecare renegociere, la fiecare prelungire de contract, se aducea în discuție, bine, dar repertoriul local. Noi am avut experiențe multe cu ei, am ofertat către ei, am și lucrat, dar ei, e foarte complicat să din interiorul Warner, mă gândesc, să apreciezi un produs independent cu importanța unui produs, să-l tratezi cu aceeași importanță unei producții proprii. Și atunci, niciodată n-am avut o poziție favorizată acolo ca produs românesc. Și tot timpul am zis, ok, oferim această producție Warner sub semnul unei discuții. Nici ei n-au alocat resursele potrivite, nici noi nu le-am câștigat atenția meritată pe care o consideram noi pentru producția respectivă și tot timpul asta a fost un șah, mereu. Respectiv, noi ziceam, producția proprie a noastră locală rămâne independentă de contractul pe care îl avem de reprezentare în România a Warner. Ok. Ca să zic asta în românește, practic, voi reprezentați Warner în România, dar asta nu înseamnă că producțiile Roton automat erau semnate worldwide la Warner. Voi ați putut să vă mențineți această independență. Exact. Noi ne-am născut independenți și am zis, domnule, producțiile noastre rămân independente, reprezentăm, facem tot ce trebuie pentru Warner în România, asta okay, neimplicând exact ce ziceai. Ok. Și la un moment dat Warner a condiționat ferm anul trecut, pentru că cifra noastră de afaceri în export este în continuare consistentă și probabil că reprezenta un centru de interes pentru partenerul nostru, și s-a pus condiția destul de abrupt și atunci am zis, ok, trebuie să ne asumăm treaba asta, fapt care a dus la decizia Warner de a schimba partenerul. Și atunci mă întrebai care e provocarea, care e planul. Provocarea noastră este să compensăm dispariția Warner, care nu e deloc comodă, care e o pierdere pentru noi, cu un plus pe care îl promitem partenerilor noștri, care sunt artiștii, autorii, în materie de export. Cu alte cuvinte, cifra de afaceri trebuie adusă în plus și există
oportunitatea dată de această criză determinată de pandemie. Bun. Semne sunt bune, pentru că Valeria Stoica e un rezultat foarte bun în Italia, a mers pe aceeași filieră care, sau pe aceeași rețetă de parteneri care ne-a dat posibilitatea de a lucra cu Mihail în Italia și de a-l desemna cel mai difuzat artist internațional din 2018. Și acum Valeria Stoica confirmă în Italia, în UK, în Germania, spuneam mai devreme Manuel Riva, acum recent Paul D'Amixi cu Alexandra Stan, Bandit, e o piesă care e semnată pentru Statele Unite, Canada, UK și Olanda deocamdată și India. Da, sunt foarte multe subiecte care se activează ca rezultat al unui efort susținut, intens pentru export. Și cei 12 ani care au trecut din 2008 au trecut cu plus de experiență atât pentru voi, cât și pentru producătorii cu care lucrați și care acum, ca output, din punct de vedere al calității, au cu siguranță mult mai multe piese care ar putea concura ușor cu piese de afară decât aveau acum 12 ani. Fără discuție. Ca să nu vorbim de 96 când va veni voi ideea să exportați. Fără discuție, da, da, da. Calitatea producției românești poate satisface orice piață din lumea asta. Ceea ce, venind de la un om care exportă muzică de niște ani și aveți și niște, cum să zic, niște dovezi clare că vă pricepeți la treaba asta, reprezintă un mare compliment. Așadar, noi suntem, noi la MMB așa spunem, să fie export ready. Deci noi suntem export ready, e nevoie doar ca de oamenii care să aibă relațiile deja formate și care să reprezinte garanția pentru partenerii externi că livrează produs de calitate, că, că sunt profesioniști, că se țin de cuvânt atunci când se angajează într-un parteneriat să facă niște lucruri și asta este strategia pe care voi o propuneți. Așadar, Roton în momentul de față are ca strategie să devină exportat, să-și mențină statutul de unul dintre cei mai importanți sau cred că cel mai important exportator din industria muzicală din România. Da, 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 așa e, asta e ținta noastră și să creștem cifra de afaceri exact acolo unde rezultatele au fost confirmate. Și da, pentru că sunt niște porți deschise pe care ar fi păcat să nu le folosiți. Bun, Cătălin, o să ne oprim aici pentru că avem deja o oră și mai bine de când stăm de vorbă, da? Nici nu mi-am dat seama, dar să știi că poți să editezi ce vrei, nu? Nu, chiar n-am ce. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Asta e una dintre puținele, că niciodată nu vin cu întrebări, n-am nimic scris, prefer să las discuția să aibă o viață a ei proprie, dar asta este una dintre întrebările. Asta a fost și capcana, de asta am stat mai mult decât. Da. Da, exact, probabil că da. O întrebare pe care știu sigur că mi-am pregătit-o în cap de acasă a fost aș vrea să te pui cumva de partea cealaltă a mesei de negocieri, să fii artistul care intră și stă de vorbă cu Cătălin Muraru de la Roton și să te gândești care sunt lucrurile foarte importante la care el trebuie să se aștepte de la Roton și care sunt așteptările false pe care niște artiști le au atunci când stau de vorbă cu tine. Adică pe ce se poate miza și pe ce se poate visa, dar cu siguranță nu se poate miza. Cred că dacă tot e să ne ferim de adică dacă e să hai să vedem unde ar trebui să nu ne ducem cu discuția. Exact. Cu alte cuvinte, există mereu această contradicție în mindset-ul fiecăruia cu care stai de vorbă, indiferent de ce parte a mesei este, do it yourself sau semnează cu un label. Între astea două, nu ar trebui să fie nicio diferență, în sensul în care, dacă pentru tine do it yourself ar însemna să ai un manager abil, să ai un PR, să ai un product manager, adică să ai toată echipa. În fond, ceea ce e cel mai important pentru un artist este să-și dezvolte o echipă. Că echipa este în jurul lui și vrea el să mențină controlul absolut, inclusiv management, și să-i spună do it yourself, asta înseamnă și pentru mine do it yourself.
Dar dacă nu are această echipă și nu vrea să-și bată capul cu asta și semnează cu un label și pe de cealaltă parte cu un manager, atunci înseamnă că să-și adune niște parteneri la masă și să facă aceleași lucruri pe care le-ar face și echipa proprie. De multe ori capcana este do it yourself, în sensul că o să-mi fac singur toată treaba. Aia e cea mai toxică soluție dintre toate. Nu am nimic împotriva modelelor care funcționează, puține, dar funcționează și funcționează foarte bine. Sunt artiști pe piața românească și nu numai, care își dezvoltă singuri toată activitatea necesară. Și atunci... Da, sunt mai degrabă excepțiile, da. Și sunt niște cazuri rare în care în același om este atât temperamentul de artist, cât și personalitatea și creierul unui businessman. E foarte greu. E greu de întâlnit, într-adevăr, da. Pentru că înseamnă să te pricepi cam la toate și asta ar anula multe din principiile industriei, dar sunt cazuri care supraviețuiesc și nu numai au succes. Deci, a se înțelege bine modelul do-it-yourself în niciun caz nu înseamnă să rămâi singur și să-ți rezolvi toate treburile. În niciun caz. N-aș merge pe treaba asta. Iar în ceea ce ține de modelul de business dintre artist sau autor și label, lucrurile stau foarte flexibil și trebuie înțelese cât se poate de clar. Adică mecanismul de funcționare a industriei, n-am pierdut nici ocazia acum jumătate de oră sau când vorbim despre asta, trebuie înțeles foarte clar de artist. Nu pot să-ți asumi, eu sunt aici doar ca să interpretez și să-mi scriu versurile eventual și asta e tot. E ok, nu trebuie să-ți derulezi activitățile profesionale toate de unul singur, dar trebuie să le înțelegi. Deci un minim de educație, măcar să ai noțiunile în momentul în care vii să semnezi cu un label, ideal ar fi să le fi încercat pe toate, să fi trecut prin niște etape sau măcar să fi citit despre asta, să ai măcar noțiunile de bază ale industriei în care intri, pentru că dacă intri fără acest minim de educație, presupun că nu vorbim aceeași limbă. Da, va fi foarte ușor să se instaleze frustrarea. Neînțelegând lucruri, treci și pe acolo. Și frustrarea nu e deloc productivă. Ok. Asta e foarte mișto. Cred că am putea să o folosim de concluzie. Frustrarea nu e deloc productivă și ar trebui să ne obișnuim și să înțelegem cu toții asta și să lăsăm deoparte de cele mai multe ori frustrarea care e cauzată de orgoliu sau de ignoranță, că și asta e un alt mare motiv, și să încercăm să tratăm timpurile pe care le trăim drept ceea ce sunt, și anume, da, greu, dar dacă stăm și ne frustrăm de prezent sau ne frustrăm că prezentul nu e ca trecutul sau ne frustrăm că nu știm când... Sau pur și simplu nu ne-am reglat așteptările. Nu avem aceleași așteptări ca participanți la același deal. Exact. Atunci lucrurile nu se vor întâmpla cu bine pentru niciunul dintre noi. Așa că lăsând frustrările la o parte și încercând să te orientezi... Alea pot fi eliminate clar printr-o bună înțelegere a dealului, a parametrilor, a activităților, cu răbdare. Nu trebuie nimeni să se grăbească să semneze un contract până nu a înțeles lucrurile astea. Bun, Cătălin, îți mulțumesc foarte mult. Sper să ne vedem și pe la evenimente, de oricare ar fi el. Nici nu mă mai interesa, poate să fie și concertul Sofie Vicoveanca, eu mă bucur, să știi, să ne vedem oriunde, cât mai curând la evenimente, și îți doresc mult succes și sper din toată inima să-ți iasă planul de export, pentru că dacă ție-ți iese chestia asta, cumva ajuți toți artiștii din România, chiar și ăia care sunt semnați cu altcineva sau chiar și pe aia care nu sunt semnați cu nimeni. Pentru că... sunt sigur că nu numai noi punem umărul la treaba asta, toată industria, fiecare se trezește de dimineață cu în cap cu, sau eu cel puțin încă mă mai trezesc visând la hitul ăla mare internațional. Sigur. Da. Și atunci e clar că dacă se întâmplă, nu neapărat la fel de mare, dar cu cât se întâmplă mai multe, cu atât, repet, crește credibilitatea sursei și putem beneficia mai mult de valul pe care îl creează. Îți mulțumesc încă o dată și să ne vedem cu bine. Mulțumesc mult și eu.